Salutare, prieteni! Astăzi avem un nou experiment în FIFA 23. Ideea acestui clip mi-a venit de la o postare a celor de la goal.com în care ne arată toate câștigătoarele de mondial de până acum. Mi se pare interesant că din 30 și până în 2018, doar 8 naționale se pot mândri cu trofeul suprem în palmares, o cifră rotundă care ne permite să le despărțim în două grupe de câte 4 și să facem un turneu în FIFA 23, turneu prin care vom vedea care este la acest moment cea mai bună dintre deținătoarele de cupă mondială. Înainte să trecem la treabă, abonează-te dacă n-ai făcut-o până acum și poate până la final de an reușim să ne strângem 5.000 pe canal. Ar fi foarte tare! Hai să trecem în revistă echipele. Avem Anglia și Spania, ce au câte o cupă mondială în palmares, Uruguay, Argentina și Franța câte două, Germania și Italia se laudă cu câte 4 trofee cucerite, iar Brazilia este cea mai titrată națiune, are 5 trofee până acum. Am dat peste o mică problemă în momentul în care am vrut să generăm turneul. În acest moment, dacă vrei să joci cu Brazilia în FIFA 23, nu poți, pentru că nu o găsești. Știm că sunt ceva probleme cu licențierea. După lansarea DLC-ului cu Qatar 2022, a fost scoasă de aici și o găsim doar în zona de cupă mondială, zona în care nu putem să facem un turneu doar cu aceste 8 echipe, așa că trebuie să improvizăm puțin. Vom face tragerea la sorți cu ajutorul unui site care ne va genera grupele. Le-am pus aici în ordinea numărului de trofee. La apăsarea acestui buton vom ști componența grupelor. Prima grupă este formată din Anglia, Germania, Argentina și Franța. Ce meciuri interesante vor fi aici, iar în cea de-a doua vor evolua Italia, Spania, Brazilia și Uruguay. Am pus aceste echipe în grupele A și B pentru că în optimi, primele două clasate de aici se vor intersecta. Restul nu ne interesează, așa că hai să dăm drumul la simularea grupelor. Mai întâi vedem rezultatele din grupa A. Primul meci aici a fost între Anglia și Germania, terminat cu victoria nemților, se impun cu 2-1. Argentina a jucat prima partidă contra Franței, Benzema încă apare aici, din păcate el se pare că va rata turneul. Messi nu-i dă nicio șansă lui Mbappé, Argentina bate cu 2-1, cei doi au reușit să și marcheze. În etapa a doua, Anglia întâlnește Argentina, Argentina reușește să se impună cu 1-0, Anglia este la a doua înfrângere, deja se conturează un insucces pentru ei. Franța și Germania, un duel foarte, foarte interesant. Nemții reușesc să bată cu 2-1 Franța. Se pare că deținătoarea trofeului nu iese din grupe nici în acest an. Oare va fi așa și în realitate? Germania și Argentina joacă pentru primul loc, însă la ce adversare sunt în cealaltă grupă nu știu cât contează asta. Germania se impune în fața Argentinei cu 3-1. Messi nu reușește revanșa pentru mondialul pierdut în 2014. Ultimul meci al grupei este un duel între Franța și Anglia. Franța reușește să se impună. Englezii termină fără niciun punct această grupă. Germania și Argentina sunt echipele ce merg mai departe. Hai să vedem repede ce s-a întâmplat în grupa B. Primul meci din grupa B este un duel între Italia și Spania. Meci care se termină la egalitate 1-1. Mai departe avem un duel sud-american între Brazilia și Uruguay. Se termină indecis această partidă, Brazilia reușește să egaleze pe final, așadar egalitate perfectă după prima etapă din grupă. Spania întâlnește Uruguayul și reușește să se impună cu 2-1. Avem un super duel între Italia și Brazilia. Este păcat că o națională ca Italiei stă acasă. Italienii reușesc să bată Brazilia pe final 2-1. Este un rezultat neașteptat, însă toate echipele au șanse înainte de ultima etapă. Italia întâlnește Uruguay, sud-americanii au nevoie de victorie pentru a mai spera. Uruguay face meciul vieții și bate Italia cu 2-0, rezultat care îi urcă direct pe primul loc și oferă șansa Spaniei să facă măcar egal cu Brazilia. Așadar, se anunță un meci de totul sau nimic pentru Brazilia. Sud-americanii se impun în fața europenilor, Brazilia bate Spania 2-1 și iată cum arată clasamentul în această grupă. Toate echipele au câte 4 puncte, e ceva foarte rar întâlnit, au fost departajări la meciul direct și golaveraj. Uruguay și Brazilia reușesc să meargă mai departe de aici. Anglia, Franța, Italia și Spania ne părăsesc, le urăm mult succes data viitoare. Mai departe avem două meciuri foarte tari în semifinale, facem abstracție de celelalte echipe de aici. Pe noi ne interesează duelul dintre Germania și Brazilia și Uruguay-Argentina. Dueluri foarte tari, abia aștept
să vedem care va fi marea finală, o vom vedea împreună. Germania față în față cu Brazilia, o partidă foarte interesantă. Cele două ne-au dat un halucinant 7-1 în 2014. Să vedem ce se întâmplă acum. Brazilia reușește să câștige cu 2-1, Vinicius aduce victoria în prelungiri. Așadar, prima noastră finalistă este Brazilia. Vom vedea cu cine joacă brazilienii în finală dintre Uruguay și Argentina, un meci foarte interesant. Argentina are nevoie de penaltiuri să treacă de Uruguay, 1-1 în 90 de minute și 4-3 după loviturile de departajare. Finala experimentului nostru va fi între Brazilia și Argentina, o partidă senzațională. Probabil că tot mapamondul și-ar dori o asemenea finală în Qatar, meciul ăsta sau probabil Argentina-Portugalia. Suntem pe Lusail Stadium, locul de disputare al acestei partide. Se anunță un duel foarte, foarte interesant, abia aștept să vedem cine va reuși să câștige. Ambele echipe aliniază tot ce au mai bun la acest moment. Ultima oară când cele două s-au întâlnit a fost în campania de calificare pentru Qatar 2022, dar meciul care ne-a rămas în minte a fost cel de la Copa America, în care Argentina s-a impus și a câștigat trofeul. Avem parte de un start de meci foarte tacticizat, cele două echipe parcă nu vor să riște nimic. Minge aruncată pentru Paqueta, Otamendi se repliază bine și câștigă duelul, Otamendi însă pierde mingea, care ajunge la Fred și trage la poartă, 1-0 pentru Brazilia! Din minutul 16 reușesc să deschidă scorul, gafă mare făcută de Otamendi, care trebuia să joace simplu acolo, să degajeze. Mingea ajunge în careu la Neymar, acesta întoarce din intuiție către Fred și Martinez pare surprins de șutul brazilian. 1-0, iată ce start de meci are Brazilia. Di Maria caută pasa, însă este greșită. Argentina nu reușește să dea replica până acum, pare surprinsă de jocul agresiv al brazilienilor. Vinicius pătrunde, este în careu, caută să centreze, o face, dar respinge spectaculos defensiva argentiniană. Mingea rămâne însă în posesia brazilienilor, Neymar finalizează și este doar corner. Foarte bună parada lui Martinez. Brazilia are un corner în aceste momente. Rafinha e foarte entuziasmat, dansează într-un aici. Neymar centrează în careu, mingea este deviată, ajunge la Marquinhos! 2-0 pentru Brazilia! Ce fază simplă! Apărarea argentiniană este șahmat în aceste momente. Revedem centrarea în careu, Vinicius cred că este cel care deviază. Mingea ajunge la Marquinhos, care îl bate fără probleme pe Martinez. Era mai greu să ratez de acolo. Argentina nu se regăsește deloc în această partidă. Argentina fără șut pe poartă până acum, în timp ce Brazilia inițiază un nou atac. Fred trage din întoarcere. Ocazie mare. Rafinha întoarce pentru Fred. Fred mai departe în careu. Mingea ajunge la Vinicius. Vinicius înalță zmeul. Ocazie pentru atacantul Realului. Era într-o zonă bună. Putea să facă mai mult de aici. Avea colțul lung destul de liber. Messi așează pentru Lo Celso, mai departe foarte bine la Martinez. Martinez intră în careu, trage cu exteriorul, însă o face peste poartă. Lautaro Martinez are ocazie importantă aici. Primul șut spre poarta Braziliei, putea să iasă bine, n-a fost deloc rea faza, Argentina s-a mișcat bine aici. Sandro îl vede foarte bine pe Fred, n-a fost offside, pasă pentru Paqueta! Ce șansă are Brazilia de 3-0! Se mulțumesc însă cu un corner. Cu noroc, mingea sare la Messi, mai departe pentru De Paul, De Paul foarte bine pentru Martinez, Martinez trece de Thiago Silva, Martinez singur cu Alisson! Ce intervenție are portarul lui Liverpool! Incredibil! Messi are spațiu, îi pasează lui De Paul, De Paul în careu, minge respinsă de defensiva brazilienilor și în acest moment este pauză în experimentul nostru. Argentina pare că s-a trezit, probabil că după pauză vor arăta altfel. 2-0 pentru Brazilia, care face o partidă foarte bună. Argentina are nevoie să înceapă bine această repriză secundă, însă Lo Celso este de altă părere, se duce spre poarta lui. Danilo tranzitează terenul, îi pasează lui Fred, Fred trage și Martinez respinge în corner. Brazilia începe și această repriză în atac. Di Maria, talonat de Danilo, găsește pasa la Lo Celso, mai departe la Messi, care trage în blocaj. Messi nu prea s-a văzut în această partidă, moment în care Lo Celso vede un galben. Schimbare în atacul Argentinei, Di Maria iese și intră Dybala. Martinez încearcă combinația, însă faza se stinge, Alisson pasează greșit, mingea este la argentinieni, Messi! 2-1!
Argentina reduce din diferență prin Leo Messi. Ce gafă face Alisson? Știm de la Liverpool că mai are momente când greșește pasele cu fundașii, însă de data asta trimite direct în adversar. Revedem această pasă greșită a lui Alisson. Messi n-are cum să rateze de acolo. Argentina dă semne de viață, respiră în aceste momente. Rodrigo de Paul recuperează, faza arată bine, mingea este la Corea, Corea trage și Alisson cu o intervenție magistrală își răscumpără greșeala de la gol. A mai avut în prima repriză o intervenție foarte bună la Martinez. Messi bate scurt până la Dybala, Dybala pentru Lo Celso, Lo Celso este în careu, trage Lo Celso și Alisson reține în siguranță. În curând intrăm în ultimele 10 minute, mingea este pe atacul Braziliei la Militao, Militao așteaptă sprijin, îl găsește pe Fred, Fred singur în careu, gol Brazilia! 3-1 și e cam gata. Bucuria lui Fred anulată de reluarea Hypermotion. Revedem această finalizare simplă, cât de bine au combinat Militao și Fred și Brazilia înfige cuțitul în rana deschisă a Argentinei. Argentina este presată de timp, mai încearcă un atac prin Messi, Messi intră în careu, pasează scurt, dar foarte bine se repliază brazilienii și în acest moment se termină experimentul nostru, Brazilia se impune în fața Argentinei. O finală pe care mi-aș dori o să o văd în Qatar. Să-mi spuneți și voi în comentarii ce finală v-ar plăcea să vedeți anul acesta la Mondial. 3-1 pentru Brazilia în experimentul nostru, o partidă pe care au dominat-o cap-coadă. Dacă ți-a plăcut acest experiment, nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja. Poate reușim să ajungem la 5.000 până la sfârșitul anului. Nu uita să lași un like pentru că de fiecare dată ajută foarte mult. Aștept în comentarii sugestiile voastre pentru alte experimente. Eu am fost Andurache și până data viitoare s-auzim numai de bine. Vă las cu bucuria brazilienilor!